Incidența a scăzut în majoritatea localităților din țara Făgărașului. O altă veste bună este că Sâmbăta de Sus a ieșit ieri din carantina zonală instituită oficial în 17 noiembrie. Asta după ce, la începutul lunii noiembrie, incidența începuse să crească serios în comună, depășind și 12 cazuri la 1000 de locuitori. După cele două săptămâni de restricții suplimentare, 29 noiembrie era prima zi cu incidență zero. Astăzi, potrivit raportării Direcției de Sănătate Publică Brașov în comuna Sâmbăta, s-a înregistrat o incidență de 0,60 de cazuri la 1000 de locuitori. Potrivit ultimelor raportări, în celelalte comune din țara Făgărașului, situația arată în felul următor. Beclean 4,78 de cazuri la 1000 de locuitori, Comăna 4,14, Cincu 3,86, Făgăraș 3,64, Victoria 3,51, Voila 2,69, Ticușu 2,62, Drăguși 2,54, Părău 2,17, Viștea 1,63, Șinca 1,55, Hârseni 1,26, Recea 1,17, Șinca 9 0,59 și Comuna Șoarș 0,45 de cazuri la 1000 de locuitori.